se joacă cu mingea mult mai bine decât un fotbalist. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Finalist al primei ediții România au talent, acest Ronaldinho sau acest Messi din Botoșani, în aplauzele dumneavoastră, Ștefan Florescu! Thank you.
vă mulțumesc, este primul meu spectacol de anvergură asta în orașul meu natal și dați-mi voie să vă filmez pe voi pentru că vreau ca toată țara să vadă ce public minunat este aici.